fiecare vacanță de primăvară. Nu mergem la școală timp de 2 săptămâni glorioase, fără teme, fără profesori, doar ne relaxăm. Și în fiecare vacanță de primăvară, Cheru tratează toată distracția pentru că mama sa îl înscrie într-o tabără. După cum spunea ea, se extind orizonturile băiatului meu. Într-un an a fost tabăra de robotică. Viitorul aparține roboților. Mă întreb dacă adăugarea unui laser funcțional a fost o idee bună. Altan, tabăra de meteorologie. Oh, balon meteorologic! Zboară sus și departe în nori și adună secretele vremii. Mă întreb dacă adăugarea unui laser funcțional a fost o idee bună. Și anul trecut, tabăra de arte și meșteșuguri. Oh, acum asta arată bine. Oh, acum arată ca Jackson Pollock. Și bineînțeles, anul acesta, mama celui mai bun prieten îl va înscrie într-o altă tabără. Și nu vreau să-l pierd pe Sherwood în cea mai bună perioadă a anului. Din nou, cadetul spațial. Am auzit că Sherwood va trebui să se deconecteze de la Addis la vacanța de primăvară. Din nou. Da. Și va fi foarte rău deoarece Lola și cu mine planificasem câteva minunății pentru vacanță. O luptă cu apă în tot cartierul. Cascadorii cu bicicleta care sfidează pericolul. Glume specifice. Trebuie să fie acolo. Și ca să înțelegem tot, ne vom duce să-l vânăm pe Bigfoot. Da, și Sherwood ne-a proiectat o hartă digitală pentru vânătoare. Dar dacă se duce în tabără, nu va apuca să folosească. Mi-aș dori să pot petrece timpul cu voi, dar mama trimite formularul pentru tabără în seara asta. Dar harta pentru Bigfoot, Sher, nu va fi la fel fără tine? Știu, dar mama mea vrea să îți lărgească orizonturile. Da, trebuie să plec. Mama mi-a programat ceasul să mă anunțe când mai sunt 10 minute până la cină. Pe mai târziu. Controla de mama. Oh, da! Of, Sherwood o să piardă toată distracția. Mi-aș dori ca formularul pentru tabăra lui Sherwood să se piardă. Un formular pierdut, spui? Se poate aranja. Mă bag. Dragă, poștașul va fi aici în 3 minute și 12 secunde. Da, mama! Bine, du-te! Da, da, nu aștepta! Da, 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 aude! Ce faci? Haide, vine înapoi! Aici, aici! Da! Haide, da. Haide! Deschide! Factură, 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 factură... Cine e factură? Formularul pentru tabără! L-am luat! Suntem cei mai buni prieteni! Pe care ar putea avea? Ne poate mulțumi mai târziu. Hei, sărbătorim cu un suc la Katie's? Știi asta? Petrecere! Potăliți-vă imediat! Vacanță am sosit! Hei, cine și-a scos pantalonii? Menedi, sunt ai tăi? Asta a întrecut limita! Eu renunț! Fără profesori, fără teme! Deschideți basul, prieteni! E timpul ca distra vacanța de primăvară să înceapă! Oh, da! Sunt cam supărat că o să lipsesc, dar mâine plec spre... Da, amice! Adevărată tragedie că pleci în tabără! În timp ce noi o să-l vânăm pe Bigfoot și o să ducem război de apă! Fără tine! În ce fel insistați? Dar o să fiu... Nu pleci nicăieri, Sher! Să spunem că formularul din acesta n-a făcut un drum lung pe un disc scurt! Ce-ați făcut, ce? Ce-ați făcut? Mi-ați pierdut formularul? Adică nu merg în tabăra spațială? Da! Nu e minunat? A spus tabăra spațială? Oh! Nu e bine! Corect, amice! Și o să fie aici petrecând cu noi! Vacanță de primăvară, vacanță! Oprește-te! Repetă! Corect, amice! O să fie aici petrecând cu noi! Spuneți că o să ratez experimentarea gravității zero pentru prima dată? Sau încercarea unui costum spațial real? Nu voi mânca semișuri de astronaut cu cremă de înghețată uscată sau napolitană? Și nu voi ținti navete spațiale imperiale cu lasere? Asta am mai făcut. Am implorat-o pe mama să mă trimită în acea tabără spațială. Simt ceva în adâncul stomacului, ceva ce n-am simțit niciodată. Regret? Sau doar o mică indigestie? O pun pe seama indigestiei. Trebuie să-l băgăm pe Sherwood înapoi în acea tabără. Într-o zi. Sunt cu mult înaintea ta. Deja l-am sunat pe director. Convinge-l.
Bine, asta a fost un eșec spectaculos. Nu mă mai supăra și tu. De altfel impresionant. Nu știam că poți plânge la comandă. Sherwood m-a învățat după tabăra de actorie. Deci, tipul de la tabăra spațială a spus că tot ce le trebuie sunt calitățile potrivite. Ocupația de astronaut începe cu mult mai mult de un formular, fiule. Noi căutăm atitudine, pregătire, determinare și o adevărată pasiune pentru spațiu. Tabăra de actorie. Noi pregătim pentru tabăra spațială? Nu, da. Adică le vom arăta celor de la tabăra spațială că Sherwood are calitățile potrivite, chiar dacă trebuie să joace rolul unui astronaut profesionist. Și apoi le va demonstra că acolo e locul lui. Ar fi norocos să-l aibă în tabăra lor spațială. Exact. Cum ar putea refuza un viitor Neil Armstrong? Operațiunea decolare este în derulare. Bun, ești pregătit? Sunt pregătit. Spune-mi! De ce? Fac asta din nou! Asta va demonstra că ești născut pentru mediul cu gravitație zero. Asta simulează decolarea unei rachete. Sherwood, nu te mai mișca! Imaginea e neclară! Nu am făcut poza. Trebuie să mergem din nou. Și asta pentru ce a fost? Să simulăm alunecarea pe tiroliană legat la ochi. Fac asta în spațiu, așa-i? Iată, mâncare spațială într-un tub. Haide și îl încearcă! Consumă ca un adevărat astronaut. Nu știu, pare dubios. Ești un cadet spațial sau ce? Haide, Starwood, mănâncă. Nu e rău. Știu, te poți spăla și pe dinți cu ea. Care e greutatea maximă încărcătură utilă a navei? 26.761. De ce e asta necesar? Amice, nu este evident? Dacă trebuie să repar stația spațială la gravitație zero în 2 minute înainte ca meteoriții să se transforme în vitenii și stația în brânză elvețiană. Da, trebuie să înveți să gândești cu capul jos. Deci, cât de frig este pe planeta Mercur? Minus 280 de grade. Da, te-am prins. Angelo, ce face Sherwood? E lovit de minți. Ne asigurăm că e pregătit în caz că întâlnești extraterestri. Super! Putem ajuta? Da, vrei să-l antrenez eu? Sigur! Opriți-vă! Am câștigat! Tot acest antrenament spațial mă amețește. Sunt epuizat. Creierul meu este ca omletă cu niște tergi. A spus cineva omletă și tergi? Mi-a ajuns! Bine, în regulă, e destul pentru azi. Sherwood, ce-ai zice să dormi bine? Ne vedem dimineață. Nu știu, Angelo. Facem asta pentru tine, Sherwood. Spațiul, ultima frontieră. Știu, știu. Crede-mă, Sher, acest plan al meu va merge. În regulă, ne vedem mâine. L-am nimerit. Serios? Angelo? Lola? Nu mai pot. Am terminat. M-am antrenat destul. Relaxează-te. Normal că ești obosit. Da. Am trimis deja videoul tău spațial la cea tabără. Ați trimis? Atunci de ce dați micul dejun prin blender? Ador chestia asta. E tabăra spațială. Angelo, mișcă-ți capul ăla mare din fața ecranului. Ce spune? Lasă-mă să văd. Sherwood, ei spun că ai calitățile potrivite. Ai intrat? Chiar așa? Ești! Au spus că ai arătat așa de multă dedicare pentru a deveni astronaut că trebuie să te aibă. Mă duc în tabăra spațială? Și acum nu mai am acel sentiment rău în stomac. Indigestia a trecut! Prieten, nu știu. Totul e în regulă în lume. Și în afara lumii de asemenea. În spațiu. Știi ce? Nu mă mai interesează spațiul. Mai bine particip la lupta cu baloane de apă și merg să-l vânez pe Bigfoot și îl urmăresc pe Angelo făcând cascadorii amuzante. Am stricat ideea de spațiu, așa-i? Da, cam așa. Da, evident.
Ăsta a fost planul meu tot timpul. Să-l fac pe Sherwood să se răzgândească. Distravacanța de primăvară începe! Pregătiți-vă să vă uitați! Bine!